Semedo Varela, la mijloc sunt Ba, Ademin și Da Silva, în față Ginius Boni și Shauna. Antrenorul echipei franceze este Landry. Bine v-am regăsit, prieteni, pe canalul de YouTube. Iată că ne întâlnim în această seară pentru a comenta și pentru a paria pe meciul dintre România și Franța la campionatul european sub 19 ani. Eu sunt Andrei Dumitru și alături de noi este, ca de fiecare dată, Bogdan Socol, expertul site-ului pariuri1x2.ro. Te salutăm, Bogdan, mulțumim pentru prezență. Andrei, salutare tuturor. Hai că poate juniorii ne mai, nu știu, ne mai ridică un pic drapelul, pentru că era căzut rău după ce am văzut la ultima noastră întâlnire în urmă cu o săptămână, așa că avem, eu personal am speranțe, nu știu, la nivelul acesta mai pot apărea și surprize. Chiar și după acel 5-0 dat de Franța în prima etapă? Și după acel 5-0. Eu am credere, măcar România marchează. Este unul dintre pariurile pe care mizez încă de la ce început. Ce pariu, că s-a întrerupt la mie? România marchează. Ah, asta da. Nu cred că e un pariu rău deloc. Mai ales că astăzi în lotul naționalei noastre a revenit și Rare și Lee. A fost suspendat jucătorul Rapidului în meciul din prima etapă, acea înfrângere la limită 1-2 în fața Italiei. Cei drept, Italia fără vreo 3-4 nume importante pentru nivelul acesta de la U19, dar totuși jucătorii noștri chiar au arătat foarte bine și mi-a părut rău că au pierdut. Să vedem ce vor face în această seară. Franța mare, mare, mare favorită. Dacă Italia săptămâna trecută, sâmbătă parcă a fost meciul, dacă Italia a avut atunci o cotă undeva la 1.35-1.40 la victorie, e bine, Franța astăzi are o cotă de 1.25 la victorie. Hai să vedem, Bogdan, ce cotă are România că marchează. Era o cotă de 1.90 un pic, cam așa era la înainte de startul jocului. Și încă un pariu pe care aș merge, Andrei, România sub 2,5 cornere, cotă 2.13. Oh. Să nu uităm că n-a avut niciun corner în meciul trecut. Ah, uite, nu știam detaliul ăsta. Da, mi-am făcut un pic temele. Gata, uite, fii atent, deci, că am găsit. Peste 0,5 goluri România, 1.75. Păi, a mai scăzut puțin înseamnă cota, dar e ok, așa mi se pare, oricum. Deci marchează România. Da. Așa, și total cornere România, ai zis tu. Să vedem dacă avem varianta asta. Este, da, este, am, uite, și găsit-o. Sub 2,5, cotă 2.13. Da. Punem și noi 50 de lei acolo. Da. Așa facem. Am avea un câștig de 106,5 lei. Adelin de la Reims. O meciuri în prima ligă franceză. Bun, pe astea au fost pariurile. Pentru prima repriză, ai vreo idee? Crezi că se marchează? Prima repriză... Ar fi ai cota prea mică, 1.25. Mă gândeam, bine, m-am mai avut eu, mai găsisem alte tipuri de pariuri. Nu știu, nu mă aștept nici la multe cornere per total așa în joc. Am văzut, Franța a avut în meciul trecut 5-2 a fost. Câte cornere, atâtea goluri. Dar nu mă aștept la multe goluri, la multe cornere. Personal aș mai juca, uite, sub 9,5, sub 8,5, sub 7,5 cornere, adică scote 1.75, 2.28, 3.27. Wow, sub 7 cornere?
Sub 8, de fapt. Sub 8, cornere, pota 2-28. Nu știu, nu ți se pare riscant? E, dacă Franța a avut cu Slovacia 5 cornere, Andrei, viața e un pariu, nu știi cum riști oricând. Dacă riscăm nici azi, până la urmă, ok, pot fi și cornere, putem pierde și pe cornere și așa, dar cred că... Hai să punem așa de distracție, da. Păi hai, uite... Oricum, în tot sezonul am făcut profit frumos, în special anul ăsta. Am avut noi o perioadă doar de vreo 3 săptămâni în care nu prea am încasat, dar în rest am făcut bani frumoși. Bă, mai acum suntem în vacanță, știi? Da, adică noi avem, la relaxare. Avem bani, acum doar de buzunar mai facem. Da, oricum, la vârsta asta, la 17-18 ani, fotbaliștii sunt imprevizibili, la fel și evoluțiile echipelor sunt multe echipe inconstante, nu știm nici prea multe detalii despre acești jucători, nu știm cum să-i analizăm, nu i-am văzut de prea multe ori la treabă, poate în special pe aceștia de pe la noi din țară. Uite, văd că doi francezi s-au dat camp în cap acum, au încercat să facă o învăluire și... Se întâmplă și lucruri de genul acesta, Andrei, așa că, na, ți-am spus, sunt jucători de aceeași vârstă, adică nu e ca la seniori, adică noi tot timpul, am văzut la juniori, o oarecare măsură și la juniori și la tineret, suntem cumva acolo, adică nu suntem chiar... precum la senior, nu știu, se întâmplă ceva când trecem la, când jucătorii trec la nivelul... Păi acolo se pierd cele mai multe talente, Bogdan, când faci trecerea de la junior la seniori. Exact, exact. Deci... Așa... Am pus cotă 2.28 la sub 8.5 cornere. Excelent. Bun, ia să vedem ce comentarii avem și noi. Salutare, Dumitru Andrei, uite, mulțumim pentru ajutor. Caius Marincaș întreba unde se poate vedea meciul, da, pe TVR 1 este. Crazy Iura, unde pot vedea meciul de pe telefon? Păi, pe telefon, nu știu, poți încerca pe... aplicația TVR, bănuiesc că au o aplicație, dacă nu poți căuta pe Google foarte ușor meciuri live online sau TV online, pentru că este cu siguranță și postul național în direct pe online. Nu cred că sunt probleme așa cum se întâmplă cu alte meciuri difuzate de alte posturi. Totuși aici e vorba de postul național și mă gândesc că e cel mai simplu să-l urmărești. Cred că au o secțiune chiar pe site-ul lor, cei de la TVR. Cam așa ar trebui, Bogdan, nu? Da, uite, chiar să mă uit, nici nu, de când m-am uitat eu la TVR, sincer îți spun, habar n-am. Deci, uite, mă uit imediat și... nu știu dacă atunci spui să vezi efectiv online. Da, pe site-ul TVR. Așa știu că într-un timp era opțiunea asta. Da, uite, mă uit să văd. Bine, între timp văd că și-au făcut TVR Plus, cred că acolo era. Da, posibil. Da, oricum, prieteni, v-am zis, dacă dați un search pe Google... meciuri live online sau TV online sau TVR 1 live online, cu siguranță veți găsi să urmăriți această partidă. La fel ne întreabă Luca 10 unde poate vedea meciul pe telefon, pe ce post este meciul pe televizor, cam OFC, și Robi zice pe Orange Sport. Nu este Robi pe Orange Sport, dacă ar fi fost așa, cu siguranță v-am fi putut arăta
și noi câteva imagini, pentru că totuși e o competiție de la 1-19, nu cred că ne-ar fi banat UEFA, dar nu, meciul nu este pe Orange Sport, este pe TVR1. Wow, prima ocazie importantă pentru... Arăta bine faza, cred că acum suntem, ne sincronizăm, Andrei, nu? La așa ar trebui, acum, nu știu, am pe TVR1 HD dat. La fel și eu. Bine, deci, de fapt și în celelalte dăți, cred că tot așa pe HD era, dar nu mai țin minte, la Antena 1 sau la Prima TV erai tot așa înaintea mea. Da. Acum pare a fi în același timp, în sfârșit. Da. Uite, în aceeași grupă, aici la campionatul european, Italia s-a impus tot la limită în meciul cu Slovacia, după ce slovacii și-au luat 5 de la Franța în prima etapă. Acum au pierdut 0-1 în fața Italiei. Vedem cum Italia, chiar dacă nu impresionează cu România și cu Slovacia, până la urmă și-a văzut interesul și a obținut cele 6 puncte. Urmează derbiul grupei cu Franța. Să vedem, totuși, prieteni, e foarte important și meciul cu Slovacia. Chiar dacă vom pierde acest duel cu Franța, pentru că locurile 3 din cele două grupe, pentru că doar două grupe sunt la acest campionat european, locurile 3 vor da un baraj pentru calificarea la campionatul mondial de anul viitor. Ar fi ceva, Bogdan, să mergem și noi la campionatul mondial U20. Da, ar fi o performanță. Dacă la senior nu mergem, măcar la U20 să mergem. Da, noi cum nu ne-am mai întâlnit de foarte mult timp. Bine, ideea e și să dăm importanța cuvenită și acelei competiții, dacă vom ajunge până la urmă, să nu pățim ca la Jocurile Olimpice, dar dacă nu mă înșel, n-am mai fost la un mondial de tineret de pe timpul lui Gabor din 81, când Romulus Gabor a fost balonul de aur al competiției. La 2 ani distanță după Maradona, după ce Maradona obținut acel trofeu. Oh, ce au făcut aici francezii, Dumnezeule! Frumos! Dumnezeule! Superbă faza! Aici ne-au omorât, deci au desenat faza asta impecabil. Nu am cuvinte să... n-am văzut, nici la senior nu văd naționala Franței jucând atât de frumos, nu știu, au legat din două pase, ne-au dat gol, practic. Incredibil. Da, superbă faza. Așteptăm să vedem și noi relorile. Wow, frumos, foarte frumos. Și aproape de centrul terenului. Uite ce pasă dă. Bine, și noi nu stăm deloc cum trebuie la faza asta. Da. Foarte, foarte prost a stat fundașul nostru stânga, Pantea. Da, ce și să totuși, facem? Asta ai zice că de la Pantea ai avea unele dintre cele mai mari așteptări, totuși e jucător cu meciul la FCSB, jucător care a evoluat constant la Hermannstadt în Liga a doua, echipă care a și promovat de altfel în Liga 1, deci e jucător de Liga 1 care evoluează constant. Na, să stai atât de prost în teren la o asemenea fază, da, na, până la urmă mai au de învățat copiii, Bogdan. Pantea are doar 18 ani, e născut în 2003. Mi se par și mie extrem de tineri când mă uit la vârstele lor. Da, păi ce să facem, Andrei? Asta e... suntem cu ăștia de filăm, cum s-ar spune. Sper acum doar să nu ne luăm prea multe de la Franța, la cum a început meciul, dar chiar am încredere că putem marca și noi, să prindem și noi cota aia de 1.75, Bogdan. Păi, să sperăm că vom mișca ceva în front până la urmă, dar cam... uite, abia acum am ajuns și noi în preajma careului francezilor, să vedem ce va fi
sper să ne iasă pariurile pe corner, aia acolo merg eu. Păi momentan e 0-0. Deci eu stăm bine. Ia să vedem că s-au strâns aici comentariile. Salut, tot respectul pentru ceea ce faceți. Te salutăm și noi, Denis. Mulțumim pentru cuvintele frumoase. Bushcraft Marco, salutare, mi iese oare 3 plusul, baftă. Mulțumim, la fel îți dorim și ție, Marco. Bogdan, eu zic că iese prietenului nostru Marco 3 plusul, nu? Cred că da, eu oricum, dar nu văd mai mult de 4 goluri. Bine, la cum a început, și aici un șut, doamne. Bine că n-a lăsat un corner. Ci că ar fi depășit. Ce bun era da, cornerul ăsta da. Să nu fi fost de fapt. Da, uite, văd aici, spune Octavian Mirea, nu cred că reușim să dăm gol. Da, n-am început prea bine, nu prea sunt așa motive de bucurie din acest punct de vedere. Uite și Claudiu Popa spune, nu credeți că era mai bine să fie menajați titularii cu Franța pentru a fi odihniți cu Slovacia. Din punctul meu de vedere, nu știu, să... Dacă și la vârsta asta, la copiii sub 19 ani vorbim de oboseală și așa ceva să menajăm, mi se pare prea mult. Adică la vârsta asta să joci un meci la 3 zile nu mi se pare ok. Mai ales că nu vin după un sezon să fie așa supra-solicitant, să... nu e cazul. Bogdan... Deci, nici în fotbalul mare nu există asta. Doar la noi în țară îi auzim pe antrenori și pe jucători că se plâng de programul mult prea încărcat și iau două săptămâni în care aleagă niște meciuri la 3 zile. Înțeleg când vine Klopp și se plânge că în ianuarie sau în februarie joacă timp de 2 luni din 3 în 3 zile sau uneori chiar din 2 în 2 zile, dar la noi cum începe sezonul, stai că începe acum, la jumătatea lui iulie, Liga 1, să vezi că vor începe. Ba că e prea cald, ba că joacă din 3 în 3 zile, că încă suntem implicați în preliminariile cupelor europene, probabil nu pentru mult timp, dar cât vom fi implicați, cu siguranță vom auzi și aceste scuze. În rest, nu auzi să se plângă jucătorii și antrenorii că joacă în Champions League miercurea și duminica în campionat sau sâmbăta. Da, uite, nu știu, cred că ți-am mai spus, dar oricum asta mi-a rămas așa în memorie. Și a spus olandezul Boateng, care era la Middlesbrough în 2006, când a venit să joace cu Steaua atunci în acea semifinală de Cupa UEFA. Și în momentul acela Middlesbrough jucase, deci de la începutul anului, meciul s-a jucat, dacă nu mă înșel, pe la... sfârșit de aprilie, început de mai. Da, cam așa. Și ei jucaseră în toată perioada aceea 38 de meciuri, că Middlesbrough a ajuns până în finala Cupei UEFA, a ajuns până în finala Cupei Ligii, am impresia, și plus meciurile de campionat. Deci ei au jucat un sezon întreg, un sezon de campionat, practic 38 de meciuri în 4 luni. Și evident a fost atunci întrebat de un reporter de-al nostru dacă nu se simt obosiți cumva după atâtea meciuri și așa, și Boateng i-a răspuns simplu: nu obosești atunci când câștigi. Deci cam asta era ei, adică ce ar fi trebuit să piardă unele meciuri, să iasă din unele competiții doar ca să nu fie obosiți? Nu, ei joacă să câștige, cu cât mai multe meciuri, cu atât mai bine, adică se apropie de performanță, asta este ideea. Da. Păi da, ți-am zis, numai la noi am auzit chestia asta, până la urmă eu zic că trebuie să fie o bucurie pentru jucătorii noștri că au ajuns la acest campionat european. Trebuie să fie, eu îl văd ca un privilegiu totuși. Sunt doar 8 echipe calificate la acest campionat european. Noi suntem printre cele 8 echipe și din punctul meu de vedere nu ar trebui gândită toată treaba asta așa, pentru că atunci când te mulțumești cu puțin,
E posibil, da, da. Asta vreau să zic, e posibil să nu obții nimic. Ok, e cel mai important meci din această grupă, cel cu Slovacia, pentru că Italia și Franța vin din două țări unde fotbalul ce e la în lumină față de ce e la noi în țară. Cu Slovacia ne putem compara totuși. De asta chiar cred că putem beneficia de această regulă. Până la urmă, celelalte echipe din grupă, din grupa B, nu sunt de speria nici ele, așa că dacă am câștigat acest loc 3 în fața Slovaciei, am putea să sperăm că mergem și noi la campionatul mondial de anul viitor, pentru că e gol Franța. Da, cred că tu ai văzut înainte. Nu, dar eram pe Flescor aici și Flescorul e înaintea noastră, că a apăruse deja Bulina. Da. Da, din nou, fază splendidă a Franței. Acum, la 2-0, după 20 de minute, încep să am așa rezerve că vor fi doar 4 goluri. Poate doar așa să obosească francezii. Asta e, să fie obosiți un pic mai încolo. Da, a fost asediu și în meciul cu Slovacia. Se pare că la fel este și cu noi. Acum ți-am zis, eu nu știu, nu cunosc prea mult valorile echipelor acestea, dar mă gândesc că Franța, la cum arată, cât de înspăimântător arată, e marea favorită la câștigarea acestui turneu. A început foarte bine, ce-i drept. Uite, în 110 minute a dat deja 7 goluri. Da. E drept că e și cu cu două echipe destul de modeste totuși, adică au jucat cu Slovacia și acum cu România. Hai să vedem totuși ce se întâmplă, cât ne bat sau dacă reușim și noi să mișcăm ceva. Uite, tot se întreba Darius ce înseamnă X2 la pariuri. Înseamnă că echipa a doua, echipa Martin, în situația de față, Franța. Deci avem meciul România-Franța. Franța nu pierde, fie egal sau câștigă. Asta înseamnă, câștigă echipa a doua. Asta înseamnă X2 la pariu, că tot ai întrebat, dar îți spun mai devreme Teodor, dar... Uite, văd că Nico ASMR zicea că și așa e o comedie tot ce numim noi fotbal în România. Da, în Liga 1 așa este și la Națională la fel. Dar spre deosebire de prima reprezentativă, aș fi putut spune că m-aș fi bucurat să obțină un rezultat bun acești copii, pentru că în meciul cu Italia, deși au pierdut, mi-au arătat că și-au dorit, adică am văzut dorință, am văzut determinare, am văzut ambiție, lucruri pe care nu le-am mai văzut de foarte, foarte mult timp în prima reprezentativă, așa că atunci când ne-am luat 3 de la Muntenegru, nu am, aș fi putut spune că am fost supărat. Darius Sale, Petru, ia gol Franța. Să înțeleg că Petru are la pariuri victorie Franța, nu știu exact. Ok, haideți cu like, nu costă nimic, zice Bushcraft Marco. Da, mulțumim Marco, haideți cu like cu prieteni dacă apreciați tot ce facem noi aici. Avem 20 de like-uri în momentul de față. Haideți, apăsați pe butonul de like astfel încât să afle din ce în ce mai multă lume că suntem și noi în direct, că facem live-ul acesta. Este o perioadă mai dificilă pentru noi pariorii, pentru că nu prea sunt meciuri în ofertele caselor de pariuri, dar nu e nicio problemă pentru că trece și această perioadă, mai sunt încă vreo 2 săptămâni, apoi vor începe meciurile din preliminariile cupelor europene, unde vom intra încă din primul tur și în Champions League și în Conference League. Apoi pe 9 iulie, din câte mi-amintesc eu, avem Supercupa României. E un meci interesant și acolo, între CFR Cluj și Sepsis Sfântul Gheorghe. Și apoi peste o altă săptămână începe Liga 1.
Mai așteptăm încă două săptămâni, încep și campionatele importante din Europa, ceea ce înseamnă că undeva într-o lună și jumătate suntem din nou cu motoarele la turație maximă. Ce ai zis, Bogdan? Așa, vom fi back in business așa, la da, capacitate maximă, cum ai spus și tu. Da, uite... Văd că Mirea zicea, Mirea Octavian, după o seară la distracție, sigur sunt obosiți, dar nu știu la ce se referă acum. Nu cred că e cazul la jucători, nu știu, să facă nu știu ce distracții și așa. Mă gândesc eu, nu știu, nu pun răul înainte, să fim serioși acum, nu cred că e cazul să, așa pot fi... Nu știu, putem spune de orice echipă, da. Evident, sunt și tineri, au și ei dreptul să se distreze, dar nu cred că s-au dus acolo să, nu știu, să își facă de cap sau ceva de genul ăsta. Uite, spune aici Alex Andrei că fac un amical într-o echipă de profesioniști și una de amatori. Francezii nici nu transpiră și tot el fix amical de cantonament. Da, așa a lăsat impresia Franța și în meciul cu Slovacia. De asta zic că mă gândesc că e una dintre principalele favorite. Nici nu știu, mi se pare că n-am tras pe poartă până acum, Bogdan. Nu, ce Dumnezeu, nici la poartă, nu pe poartă. Uite, nu știu dacă ai apucat să-l saluți pe prietenul nostru, Teo, cursantul tău. Te salutăm, Teo, F21 HD. Uite, sunt curios de unde vine nickname-ul acesta. Și Mario Alexandru mai zice că este o echipă făcută pe pile aceasta a României. Mario Alexandru, asta nu știu. Poate o fi așa, poate nu o fi așa. Cert este că băieții și-au trecut de niște preliminari și au ajuns pe merit aici până la urmă. Au reușit să se califice, deși n-au avut un traseu tocmai ușor. Până la urmă, din atâtea zeci de naționale câte sunt în Europa, câte sunt înscrise în UEFA, noi totuși iată că am prins un loc în top 8 și suntem prezenți la acest campionat european. Alexandru Cimpuer, te salutăm și noi, bine ai venit și vă așteptăm să ne spuneți ce pariați, prieteni, în această seară sau pe ce pariați în general voi, pentru că este o perioadă mai dificilă, cum ziceam, pentru noi pariorii, dar mă gândesc că ceva așa de distracție tot pariați și voi. 0 la 5, așa ne bat ca pe slovaci, zice El Tase. Sunt de acord cu Mario, adică legat de echipa asta pe pile. Uite ce zic prietenii noștri, Bogdan. Bine, poate ne spun și de ce, adică să vină și cu argumente, că... S-a întrerupt. Vă spun, poate ne și spun de ce cred asta, adică poate au vreo informație cum că ar fi fost un jucător care poate ar fi meritat să fie în lot sau mai mulți și nu au ajuns din diverse motive subiective și dacă au aceste informații, îi rog să ne spună. Sunt jucători doar de la Farul și de la FCSB, uite, zice Mario Alexander. Da, dar asta nu înseamnă că sunt pe pile. Acum, nu știu. Popescu este fiul lui Gică Popescu de la Farul. Ăsta e doar un exemplu și e pământ de flori, zice Mario Alexander. Da, nu pot să zic că m-a impresionat pe Popescu, l-am tot văzut la treabă în câteva meciuri, nu pot să zic că m-a impresionat, dar, prieteni, asta am zis și mai devreme, totuși, această națională a noastră a trecut de niște preliminarii, adică
Or fi pe pile, n-or fi pe pile, nici nu mai contează. Ei s-au calificat, își merită locul aici și vedem Bogdan, din păcate, al doilea corner tot așa, dintr-o prostie, adică un corner din nimic. E, lasă că acum nu înseamnă că o fi așa tot meci. Hai, oricum e minutul 30. Stăm bine, doar da, două cornere. E ok. Peste 2,5 goluri Franța. Ia să vedem așa de curiozitate ce cotă era înaintea meciului. Peste... A, dar nu pot să văd de echipă. Aș fi putut să văd doar în total în meci. 1,45 era cota. Bine, dacă stai să te gândești că era o cotă de 1,45 la peste 2,5 în meci. Probabil Franța la peste 2,5 avea o cotă undeva la 1,50-1,60. Ce șut aici? Nu e corner, nu? Nu. Acum acesta e obiectivul meu în această seară. Da, al nostru. Da. Dar uite, mă uitam pe lot, că nu știu, nu înțeleg de ce e discuția asta, că nu știu, că ar fi pe pile, că văd jucători de la mai multe cluburi și din țară majoritatea, dar sunt și din Italia în lot. Și uite, mai era un mesaj tot în sensul ăsta că uite, spune aici Mihai, sunt șutat pe pile din cauza că de mici copii scuși la Academia Hagi și părinții lor plătesc banii la antrenori. Păi banii nu sunt plătiți antrenorii ca să-i promoveze pe jucători, sunt plătiți antrenorii să... Bogdan din nou s-a întrerupt. Da, nu știu ce s-a întâmplat. Legat de ce spunea, era aici un mesaj mai devreme, uite, îl văzusem. Mihai spunea că sunt jucători pe pile din cauza că de mici copii sunt duși la Academia Hagi și părinții lor plătesc banii la antrenori. La aproape orice echipă ai duce un copil să joace fotbal, plătești o taxă. Asta nu este... Și eu am făcut asta cu băiatul meu și majoritatea celor care au băieți și duc la nivelul acesta să plătesc taxe. Nu plătești antrenorului să joace copilul tău în echipă, îl plătești la club. Pantea. E firesc. Altfel de unde să... Există. Acum nu știu câte intenții există în cealaltă, care vede totuși la volumul temeriți. Cu nivel de performanță, Cică Hagi, din punctul meu de vedere, este un garant al seriozității, al profesionalismului și nu... Nu imaginești, nici nu vreau să mă gândesc măcar că ar fi posibil ca acolo să se întâmple ceva de genul ăsta. Sunt convins că dacă Hagi ar afla așa ceva, e, nu știu, ceva promovat în detrimentul lor, iar nu știu dacă omul ăla ar mai lucra a doua zi. Da, uite... Alex Andrei, că întreba Salih cum de nu joacă, parcă era băiat de Liga 1 Națională de Seniori. Păi, Salih, am văzut că și în meciul cu Italia a intrat undeva în ultimele 10 minute, cam pe acolo, adică n-a evoluat prea mult. Naționala de Seniori, bine, Salih a fost debutat la Naționala de Seniori doar pentru a fi sigură Federația Română de Fotbal că nu-l pierde și pe acest jucător. Pentru că, acum nu știu că erau adevărate știrile, dar unele informații susțineau că Salih ar fi urmărit de turci și de încă o națională. Bogdan, nu mai știu care, ai idee tu? Nu știu. În fine, Turcia era da. Sigur și de asta a și fost introdus Enes Salih, oricum a primit doar câteva minute așa la... Naționala
mare. Am văzut un duel aici, Bogdan, între, uite, dacă poți să te uiți acum. Da, da, am văzut, da. Wow, ce diferență. Da, zici că s-a lovit de stâncă. Uite, apropo de chestia asta, Andrei, noi avem un jucător interesant și care joacă într-un campionat de top, un jucător format la Academia lui Real Madrid, a mai fost și la Academia lui Bayern München și acum este la Nice. Este vorba de Flavius Daniliuk. Da. El internațional austriac de tineret, dar poate să joace pentru Naționala României pentru că părinții lui sunt români, sunt din Suceava. Stabilit ce-i drept în Austria, dar la Viena, dar el este eligibil să joace pentru noi. Nu știu de ce nu s-a făcut vreun demers pentru a încerca măcar să-l convingă, să-l convingă, nu știu, federalii, cine, Dumnezeu, selecționerul sau mai știu eu, să joace pentru noi. De ce nu se încearcă asta? Pentru că am și citit, uite, chiar un reportaj în Marca, acum câteva luni despre el, din punct de vedere al condiției fizice, stă foarte bine, adică e un pachet de mușchi, am înțeles, care masă, nu știu, doar maximum 7% grăsime în corp, practic. El are corp de culturist, chiar un fost campion, fost Mister Olympia, spunea că are, cumva lăuda pentru felul în care arată și cum se prezintă din punctul ăsta de vedere al musculaturii. Deci, uite, sunt variante de pentru și pentru Naționala Mare, dar ideea este să se și vrea. Da, bine, oricum mă gândeam așa de diferența asta de valoare. Franța și la această categorie, v-am putea spune că e cu echipa a doua spre a treia și totuși uite ce diferență, adică în această națională și-ar putea face loc și Camavinga, pentru că are 19 ani. Exact. Deci, și mai sunt încă vreo 4-5 jucători foarte buni, buni spre foarte buni din liga, care evoluează constant la echipele de acolo de 18-19 ani. Deci, și aceia nu sunt, pentru că toate aceste nume joacă bala națională mare, bala națională de tineret, adică la U21. Deci, chiar dacă am fi scos un rezultat pozitiv în această seară, nu cred că ne-am fi permis să spunem, domne, ne batem de la egal la egal cu Franța, pentru că totuși Franța e cu echipa a doua spre a treia în această seară. Bine, la acest campionat european e o diferență. Eu m-am convins acum, adică eu mă gândeam că totuși poate e vreo șansă să ciupim ceva, să poate chiar să obținem un rezultat pozitiv. Dar nu, nu avem nicio șansă, adică mie să nu pierdem mai rău decât slovacii. Și uite, și aici era corner, din nou corner. Da, mai da. Bine era gol. Să știi, oricum nu scoatem nimic. Asta. Ia să vedem noi ce mai scriu prietenii noștri pe aici. Ce așteptări să avem când lipsesc jucători de valoare? Octavian Popescu, Iani Stoica și Drăgușin, zicea Cristi Mihai. Chirilă Mihai, uite, asta ai citit tu. Eu nu mai am speranțe în naționale, indiferent că e under sau nu, zicea Gabrian. Adrian Luncu joacă în Portugalia și nu a fost convocat, un jucător remarcabil. Uite, nu știu cine zice, Lucas Garcia. Ai idee, Bogdan? Nu știu nici eu. Uite, și Adrian Luncu și Lucas Garcia. Bine, Adrian Luncu zicea de Adrian Luncu, acum nu știu dacă e o coincidență de nume sau o fi chiar el. Da, nu știu. La anul organizăm Euro 2000
21, nu, Euro U21. U21 din 2023. Da, așa este, pentru că de-aia da. Noi jucăm doar amicale cu naționala lui Florin Bratu, pentru că suntem țară gazdă și suntem calificați direct. N-am așteptări acolo, chiar nu, n-am nicio așteptare, mai ales la cum ne prezentăm. Am văzut că tocmai cine a bătut Georgia. Eu ziceam de când a fost instalat Bratu că n-am încredere în el, dar am zis că poate mă surprinde acum. Nici jucătorii probabil nu-l prea ajută, că nu e încântătoare naționala noastră de tineret. Zi. Da, asta e. Acolo ești cumva și limitat la echipele de junior, de tineret, acolo ești limitat de vârstă. Și problema este că nici nu ai o bază prea largă de selecție și atunci... Ți-am spus, nu poți face, nu știu, mari performanțe cu jucători mediocri până la urmă. Nu avem mari valori în momentul de față. Hai să o spunem concret, să nu o mai dăm așa, să ne ascundem după gard. Da. Credeam că a fost, că n-avea cum să fie, dar așa mă... Da, măcar stăm foarte bine cu pariul pe cornere la România. Bine, nu pot spune că cu 3 cornere stăm rău nici la cel cu sub 8,5. Acum mă gândesc, or fi pariul pe șuturi, no, din păcate, pe poartă. Nu. Probabil la meciurile mai importante, da, dar la campionatul 19... Da, am luat noi că România dă gol, dar nu cred că facem nimic. Nu cred că... Ăla a fost așa, cred că mai mult să... De dragul pariurilor. Dar... Iată 41. Hai, oh, ce ușor. No corner. Iar corner. Fu. Asta e că opresc francezii în repriza a doua. Uite, știi ce mă gândeam? Hai să pariem, uite, ultimul eveniment din prima repriză, că va fi gol. Punem 2 lei. 5 lei, cât vrei, cot. E 22 cota, doar așa. Ia să văd unde. Și cum caut? Ultimul eveniment? Gol. Da. Prima repriză, ultimul uite eveniment. Uite așa, punem un 2 lei. Da. Că la cum se joacă n-ar fi exclus. Gata, am pus, avem un câștig de 44 de lei. Ok. Bine, știi ce este de nedorit? Să aibă francezii să dea gol prin minutul 44, să mai fie ceva după aceea. Tu 43, 4 cornere. Uite, mă gândeam că acum e o cotă de stai că mi-au dispărut. Ah, au dispărut pariurile pe cornere. Vreau să văd ce cotă era la cornere la sub 8,5 în momentul de față. Hai că am cerut ceva, am văzut că da, el protestau. Da, l-am văzut pe comentator spunând că am cerut penalti, dar acum nu știu dacă e cu VAR aici. Deci sunt copii de 18-19 ani, gestul ăla jucătorului, să facă așa cu pumnul spre arbitru că n-a dat penalti. Mai ales suntem penibili la chestii de astea. Nu știu cine învață, nu știu. Aici ar trebui făcută o... Problema este că așa sunt educați jucătorii ăștia de mici, uite-te și tu. Ce să fie penalti aici, domnule? Cerea hands, nu știu ce. No, penibil. Până la urmă și comentatorul penibil, că nu e în regulă intervenția. Ce Dumnezeu? Deci că joci, nu știu, ce se joacă aici? E... No.
45. Aș fi vrut să rămână Rădoi, era o continuitate și se închega deja jocul echipei. Bănuiesc că Gabrian se referă la echipa mare. Oh, cum era să fie aici gol, Andrei? Exact cum ți-am zis eu, minutul 44. Și pe aia să mai fie în ultima fază a primei reprize un au de poartă, un au de margine. Da, da. Darius Sale Petrucea sau Gâlcă sau Mutu. Da, probabil. Nu știu, Gâlcă oricum clar are o experiență mult mai mare față de Eduard Iordănescu. Antrenorii fac măgării după ce ajung în fotbal, precum frații Costea și mulți alții. Nu prea înțeleg la ce se referă Alexandru Cimpoier aici. Ne zice Mario Alexandru că în echipa titulară sunt 4 jucători de la Farul și 3 de la FCSB. Eu când am jucat la Interstar Sibiu te băga la prima echipă doar dacă te dai în plus pe lună pe lângă taxa propriu-zisă. De asta m-am și lăsat, zice Gabrian. Da, se practica asta în trecut, Gabrian, știu, dar acum chiar n-am idee dacă mai este așa. Bănuiesc că nu s-au schimbat foarte multe. Uite-te și tu ce fizic au francezii și ce fizic avem noi. Ei au 2 metri și 90 de kilograme și noi avem jucători de 1,70. Da, am remarcat și eu diferența aceasta uriașă de talie. E trist. Din păcate, pentru noi, da, e o diferență mult prea mare și asta ziceam ceva mai devreme, nici măcar nu sunt cu prima echipă, poate nici cu a doua francezii la acest campionat european. Da, în sensul că puteau fi și da, mai buni da. jucătorii pasibili, adică selecționabili pentru acest lot. Uite, zice Gabrian, nu contează înălțimea că nu ești la basket, dar da, ca fizic suntem foarte jos față de alții. Gabrian, eu zic că mai contează și fizicul, mai ales în fotbalul din zilele noastre, un fotbal în care se pune din ce în ce mai mult accentul pe acest aspect fizic, pe duelurile fizice, pe alergătură, pe forță, eu zic că e foarte important. Dacă mai știi și puțin cu mingea și ești un atlet dezăvârșit. Da. Chilos, Doamne ferește! Deci cum Dumnezeu să face așa ceva? Uite, cartonajul galben ăsta e pe ultimul eveniment. Dar cum să faci așa ceva? Dom'le, dar suntem... aveam deja... uite-te și tu, să rupă short-ul de pe jucătorul ăla, da? E josnic, nu știu. Știi, aveam o... am vrut să... N-am vrut să încep cu vreo părere. Ai văzut că eram destul de optimist înaintea emisiunii. Dar n-am vrut să fiu... nu mă gândeam că... voi putea vedea așa ceva, deci de toată jena echipa asta sub 19 ani, adică n-am venit cu idei cu prejudecăți da, sau ceva de Bogdan, genul ăsta, cu idei prejudecăți. Nu știu dacă e vina lor sau dacă sunt francezii prea buni, chiar nu știu. Nu mă refer strict la joc, mă refer la felul în care ne comportăm pe teren, pentru că dacă suntem doar jaloane în calea francezilor, nu e chiar, asta e diferența de nivel. Dar să-l tragi pe ăla de pe jucătorul francez de short, să să dai cu pumnul, să arăți, bați așa cu pumnul în aer spre arbitru că n-a dat penalti, gen că te-a furat și așa mai departe la nivelul ăsta, adică e chiar penibil, nu pot să înțeleg cine Dumnezeu îi educă și îi instruiește pe jucătorii ăștia. Deci nu o să ne revenim niciodată, o să mergem din rău în mai rău. Adică toată lumea se schimbă, văd și eu că sunt tot mai puține proteste vis-a-vis de arbitri și așa mai departe de deciziile lor.
Noi facem, noi într-un meci în care nu contăm, da, nu existăm, pur și simplu suntem acolo doar să, să se joace meciul ăsta, că oricum, cred că la sfor de neprezentare oricum pierdem. Și noi mai facem și pe interesanții, ca să nu spun altfel. În fine, da, corect, Bogdan, hai să vedem partea plină a paharului pentru noi. Am bifat un prim pariu câștigător, am avut sub 4,5 cornere în prima repriză, 100 de lei miza, câștig 175, deci avem pe plus 75 de lei. Mă rog, 73, excelent, că am pierdut acei 2 lei. Acum și tu, Andrei. Așa. Păi au fost puși. Probabil mai pierdem cu marchează România la cum ne prezentăm, dar mai câștigăm cu sub 3 cornere România, mă gândesc eu. Și să vedem cu pariul ăla pe cornere la sub 8,5. Vedem, uite, Andrei, în schimb, voia să îți propun să pariem ceva pentru ora 22:30. Ceva mai devreme s-a jucat La Fiorita cu Inter Escaldes. Deci dai seama, două echipe, campioana San Marino contra campioanei din Andorra, 1-2 a fost scorul, după ce La Fiorita a fost cu 1-0. La Fiorita era, deci avea o cotă de 7,25. Deci, pentru, cred că pentru cota 1 pauză 2 final era ceva fabulos. Deci în fine, exact cum s-a întâmplat, la 22:30 este Levadia cu Vikingul Reykjavik. Și aici aș merge pe GG sau peste 2, da, peste 2,5 goluri sau GG. Deci ce aici ai tu de 1 pauză 2 final? Da. Era o cotă de 40. Ce ți-am spus? La Fiorita cu Inter Escaldes. Da. Bine, Inter Escaldes văd că era mare favorită, cotă 1.40. Da. Da, este acel play-off de care ziceai tu mai devreme. Săptămâna trecută. Da. Play-off de al preliminarilor Champions League. Păi da. Urmează calificarea în primul tur. Da. Unde o să fim și noi cu CFR Cluj, jucăm cu FC Pionic din Pionic Erevan din Armenia, da. Și apoi dacă trecem de aceștia, dăm peste câștigătoarea dintre Dudelan și încă una, mă știu exact cine, dar Dudelan și nu sună bine, Bogdan, pentru că în 2018 a scos-o pe CFR din play-off-ul Europa League. Deja Luxemburg nu mai este... Aici, da, chiar o să-i dăm dreptate când va veni lui Dan Petrescu, când va veni la conferința de presă și va spune că nu mai e vorba de echipe mici, că nu mai există și că Luxemburg a crescut foarte mult. Da, așa este. Da, am mai zis noi că cel puțin la nivelul primelor reprezentative nu știu dacă mai batem Luxemburgul la cât de mult au crescut jucătorii de acolo. Rămăsese la comentariile prietenilor noștri. Contează și înălțimea, cel puțin în apărare. Cei doi fundași centrali și benzile trebuie să fie destul de solide, zice Mario Alexander. Da, clar, în special fundașii centrali. Bine, și se spunea pe nu contează înălțimea, ci contează păi extensimea. Păi da, fix asta zice Alexandru Cimpăr. Dacă ai 1,70, dar ești inteligent cum e Hagi, nu mai contează altceva. Noi ce avem bun pe fizic e Drăgușin și se vede că a fost crescut în Italia. Bine, nu știu la ce te referi, dacă a fost crescut în Italia, păi Drăgușin, Gabrian, să știi că e de vreo 3 ani în Italia. În rest, înainte el a fost în România, la grupa celor de la
Real Team, ceva de genul, cu Octavian Popescu în echipă. Probabil ești ceva genetic, că nu avem numai bărbați mici în România. Nu mai există în fotbalul din ziua de astăzi număr 10. Corleone, tot el, de ce nu creștem, de ce nu ne dezvoltăm? Păi nu avem ce să dezvoltăm. Ai scris foarte bine mai sus că ce trebuie să se întâmple, să schimbăm așa, nu se poate așa ceva, nu, chiar nu mai avem nimic, suntem de râs, într-adevăr. Dar ideea este că cei care conduc fotbalul românesc să conștientizeze ei treaba asta și să pornească cu adevărat ceva în acest sens, să creăm o mentalitate, o atitudine, să avem o idee clară de joc, o filozofie proprie și prin care să ne diferențiem de alții și cumva să ne scoată să ne ajute să ne ridicăm, să ieșim din mocirla asta în care ne tot afundăm de mai bine de două decenii. Da. E, bine, Zizi. Uite, mai scrie că la handbal și rugby avem o grămadă de jucători masiv, la fotbal merg doar nemâncați. Nu, este vorba și de specificul fiecărui sport, că se și lucrează pe anumite grupe de mușchi, pe antrenamente specifice, așa că nu este vorba doar de sport în sine, că acolo sunt anumite antrenamente care te dezvoltă într-un anumit fel. Așa că nu poți să, nu știu, ce poți spune, nu știu, despre înotători sau despre fiecare, despre jucătorii de tenis și așa mai departe, fiecare cu fizicul lui, pentru că uite, cum sunt și atleții. Sunt atleții de mare viteză care sunt și musculoși în același timp, dar sunt cei de fond și semifond care sunt mai subțiri, mai firavi, dar tocmai pentru că fiecare este construit într-un anumit fel care să îl ajute să performeze în probele sale. Deci asta este ideea. Uite, Chirilă Mihai zicea că toți copiii din Franța primesc salariu pentru că joacă la club și națională, nu plătesc taxe și încasează 750 de euro. Da, oricum, Chirilă Mihai, nu ne putem compara. Îmi amintesc că eu, Bogdan, de exemplu, când jucam la Juventus, la Liga 3-a, aveam un salariu de 500 de lei și nici pe ăla nu-l luam. Îl luam o dată la 4-5 luni. Adică, adică la Liga 3-a. Deci, acum că primesc copiii din Franța, nu ne putem compara cu așa ceva. Totuși, eu eram considerat fotbalist profesionist, pentru că Liga 3-a e profesionistă la noi în țară și aveam un salariu de 500 de lei pe care nici pe ăla nu-l primeam. Deci, nu ne putem compara. De euro. Cum? Înțelegem. 100 de euro, asta... Da. Bine, atunci nu era nici 100 de euro. Era euro pe la 4 lei, că asta era în 2012. Bine, că era 100, că da. Erau 90, că era 120. Oricum, foarte puțin. Foarte puțin. Da. Acum, na, cu banii aia faci un plin și încă și mai iei două sucuri. Și asta e. Cam asta e. Da, sunt convins că ce ți s-a întâmplat ție, Andrei, încă se întâmplă la nivelul Ligii a treia, poate chiar și la Liga a doua, nu m-ar mira până la urmă. Păi da, din ce am auzit, nici pe la Liga a doua nu prea mai sunt salarii mari. Nu, ideea e că acum, deci la noi nu mai e vorba de salarii mari sau mai știu. A, e să iei la zi. E la timp, da, cât să fii plătit
când trebuie și e suficient. Chiar dacă, nu știu, sunt 300 de euro, 500 de euro, măcar să fie, să iei la timp. Să știi că te bazezi pe ei. Lipsește inteligența, de aceea lipsesc ocaziile de gol clare, zicea Alexandru Cimpoier. Sunt la în lumină francezii din toate punctele de vedere. Bogdan Căliman, te salutăm și noi. Nu pierdem la fel de rău ca slovacii, că jucătorii Franței nu se mai agită să ne mai dea. Probabil se opresc la 3-4-0. Alexandrei, că zice și el că s-a oprit deja la 2-0, nu cred că mai luăm multe. Cătălin Roșu, salutare, salutare. Deja se odihnesc francezii pentru meciul următor. Mario Alexander ne atrage atenția că avem 0 șuturi pe poartă. Da, e o diferență mult prea mare. Văd că prietenii noștri, printre care și Cristian Luca, îl remarcă pe Popa, portarul nostru. Da, l-am văzut și eu în meciul cu Italia, a avut câteva intervenții foarte bune. Mititelu, da, are portar. A avut portar și sezonul acesta, da, pentru că el a apărat constant Popa la FCU Craiova. Cu siguranță va fi un portar și mai bun în sezonul următor, mai ales după această experiență la campionatul european. Mario Alexandru, deci, uitați-l pe Ture, ăla s-a dus ca tancul, dar am văzut că a avut și el o urcare undeva până în apropierea careului nostru de 16 metri. Am o impresie că se va repeta istoria din 2019. Octavian Popescu, Rare și Ilie, Iani Stoica, Bayram, Grameni, Câmpanu, Petrila, Birligea, Markovic, Pitu, Corbu. Sunt câteva nume dintr-un posibil lot de U21, zice Cristi Mihai. Da, Cristi, dar sunt jucători buni pentru fotbalul nostru, pentru Liga 1. Cred eu că nu o să putem emite pretenții. Mă rog, cum zicea la și Bogdan mai devreme, la un campionat european de tineret sau de junior, cum este în această seară acesta de U19, poate că poți face față, poți emite pretenții cu asemenea jucători. Dar ați văzut și voi cel mai bine la acum 3 ani, la campionatul european de U21, ați văzut că am reușit să batem Anglia, am reușit să facem egal cu Franța, am mers în semifinale, am pierdut greu în semifinale și după aceea s-a ales de naționala aceea lui Rădoi. Cred că, nu știu, cine să zicem, Bogdan, că a ajuns bine? Ianis Hagi? Da, cât de cât, el a ajuns mai bine. Dar comparativ cu ceilalți, dar acum Ianis nu prea, mă rog, e un jucător de lot la Rangers, nu este un jucător care să fie titular în mod constant, cam despre asta e vorba. Evident, ne dorim mai multe, dar de la comparativ cu Pușcaș, care nu prindea nici la Reading, echipă care în urmă cu un an și jumătate se lupta pentru evitarea retrogradării în Liga 3-a, și Ionuț Radu, care de exemplu era un lider, era portar titular în Serie A la 19 ani, 20 de ani, acum vedem că a ajuns să semneze cu Cremonese, am înțeles ieri că... Păi, da. Și acum, ei sunt niște cazuri cât de cât mai fericite, dar mulți alții s-au ales praful de carierele lor. A mai fost Răzvan Marin, care a ajuns la Ajax, care atunci era semifinalistă de Champions League, era altfel, numai că nu s-a impus acolo. Asta a fost problema. Din lotul acela, da, Răzvan Marin a ajuns poate cel mai bine la un moment dat, dar acum dacă e să vorbim de toți, nu știu dacă mai e vreunul, adică cu excepția lui Ianis Hagi, care am spus este un jucător de lot la Rangers, dar cam atât. Da, așa este. Uite, Mario Alexander
Văd că i-a răspuns și el lui Cristi Mihai, că tocmai am citit comentariul lui. Și aia care au reușit în 2019 au reușit la echipa mare. Când ajungem la senior suntem morți și neîngropați. Exact, da, uite, asta ziceam și eu, ce a zis și Mario Alexander. Unii din Naționala Franței din meciul ăsta vor ajunge în câțiva ani prin Liga 1. Vă zic de acum, ai noștri nu cred că vor prinde meciuri nici prin Liga 2 de la noi. Da, nu cred că vor ajunge chiar în Liga 1 jucătorii din Naționala Franței. Adică ok, înțeleg, e Naționala, echipa a doua a Naționalei U19 a Franței, dar totuși cred că își vor găsi și ei ceva mai bine decât să vină la noi în Liga 1. A, nu, păi sunt unii care joacă la echipe din Franța, echipe destul de bune. Da. Era să fie aici 3-0, dar hai, Andrei, să ne gândim și ce pariem în repriza a doua. Uite, ne mă uit în oferte ce mai putem miza. Eu zic că se mai dau goluri. Și eu zic la fel. Uite, să vedem. Imediat, stai să vedem ce... Da, e cotă mică și pentru Franța să dea următorul gol. E cotă 1.38 acum. Stai să vedem, uite, poate să luăm pe... până în minutul, până într-un anumit minut să se marcheze, să încercăm un pariu de genul ăsta. De asta să și văd dacă există în momentul de față. Nu văd. Nu este așa. Hai să mai luăm două goluri în repriza asta. Hai să luăm peste 2,5 goluri. Adică peste 3,5. Peste 3,5, da. În total. Cotă 1,65. Foarte bună. Da. Deci nu pot să cred, deci eu acum uit, deci faptul că se mai dă un gol, nu există cotă, deci la pariu nu există peste 2,5 goluri, există peste 3, peste 3,5, dar peste 2,5, adică e clar, deci casa pariurilor pur și simplu vede iminent un nou gol în meciul ăsta, adică nici nu l-a mai pus acolo, măcar să fie cotă de 1,02 sau ceva de genul. Da, da. Păi probabil au văzut și cum a început repriza secundă. Da, clar. Ia să vedem ce mai zic prietenii noștri. Bun. Mario Alexandru, ocazii de gol 19-0. La copii ăștia le trebuie un antrenor cum e Lucescu să țină respect față de antrenor, să-i pună la punct cu multe lucruri. Acum Lucescu nu vine nici la Naționala Mare. Uite, îl vedem și pe Gică Popescu în tribune. Îl urmărește pe fiul său. E corner, Bogdan. Corner. Acum... Hai să vedem. Al câtelea? Al cincilea? Da, al cincilea. Și avem cât? Sub 7,5 sau sub 8,5? Hai să stăm, relaxați totuși, Andrei. Mai, să nu fie mai mult de... Deci încă 3, încă mai 3, putem. Da, încă 3. E în regulă. Ne-am săturat, ce trebuie să se întâmple ca să mai schimbăm și noi ceva, nu se poate așa, deci chiar nu mai avem nimic, chiar suntem de râs, o să piardă și CFR-ul, zice Verin Cristian. Noi de ce nu creștem, noi de ce nu ne dezvoltăm, francezii au 2 metri și sunt musculoși, ai noștri toți niște slăbănogi. Păi e vorba și de nivelul de pregătire, e vorba și de condițiile pe care le au fotbaliștii, mediul în care se antrenează, contează toate aceste detalii. Și dacă tot vorbim de puști care impresionează și care scriu istorie, Bogdan, trebuie să
amintim și noi de o nouă performanță incredibilă a lui David Popovici, tocmai ce s-a calificat la 7:30, în urmă cu 2:30, într-o nouă finală la campionatul mondial la 100 de metri liber. Este mare favorit pentru că americanul Dressler s-a retras din motive medicale, astfel David Popovici a devenit principalul favorit al acestei finale, care va fi mâine undeva tot în jurul orei 7:30 seara, și după ce aseară a stabilit un record mondial la juniori la 200 de metri, e bine, astăzi la specialitatea casei, am putea spune, pentru David Popovici, 100 de metri liber, e bine, a stabilit sportivul nostru un nou record mondial la juniori. A terminat, evident, primul în semifinala din care a făcut parte. Senzaționale performanțele puștului David Popovici Bogdan. Da, extraordinar. Am spus-o și mai devreme, într-un live pentru pariuri 1x2, am spus că pentru ceea ce a făcut acum și pentru lipsa de implicare a tuturor celor care ar trebui să aibă un cuvânt de spus în dezvoltarea sportului de la noi, inclusiv mass media, faptul că până acum, abia acum, televiziunea română a cumpărat drepturile de transmisie de la mondialele de natație, că el s-a dus acolo într-un anonimat complet, da. El fiind locul 4 la Jocurile Olimpice, adică nu e un sportiv anonim, el oricum a câștigat și aurul european, adică nu, deja el confirmase, nu te duceai, nu știu, nu ne-a surprins până la urmă performanța asta lui, pentru că au fost cumva anunțate toate lucrurile astea. Deci, în mod normal, ar trebui de acum încolo, cel puțin până la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, fiecare buletin de știri sportive să vină cu ceva despre David Popovici, să fie acolo, nu știu, cum se antrenează, ce face, unde se duce și așa mai departe. Păi băiatul ăsta merită un interes, uite, noi și noi. Noi transmitem, uite, TVR transmite, îi transmite pe băieții ăștia, ca să nu spun, uite, Ciuciulete, pe Ciuciulete și pe toți ceilalți, nu mă leg de numele lui neapărat, dar am jucat penibil, și nu doar că am jucat penibil, dar comportamentul nostru pe teren nu este de nivelul competiției ăsteia. Deci TVR transmite această competiție, dar nu a binevoit să se gândească să transmită mondialele de natație. A venit acum cu a găsit această variantă să achiziționeze drepturile pentru finala la 100 de metri, foarte bine. Dar da, nicio șansă. Da, n-a fost nimic aici, perfect, portarul lor. Deci, despre asta e vorba, că nu e în regulă cum stau lucrurile. Deci asta ar trebui să facem. Toți, toate, nu știu, televiziuni și așa mai departe, care oricum o să se îmbolzească atunci când va veni în țară, o să-i fie invitat vreo câteva zile pe la diverse emisiuni și apoi anonimat total până la următoarele competiții, când iar o să ne surprindă când am mai câștigă, da. Când mai câștigă câte medalii. Așa se va întâmpla. Ăsta e scenariul clasic. Păcat. Asta ar trebui să... Așa ar trebui să stea lucrurile, dar nu. Mă îndoiesc totuși. În fine. Da, da, da. Nu... Și eu sunt de aceeași părere oricum. Nu cred că se va schimba... se va schimba ceva. Probabil da, se vor înghesui televiziunile atunci când va veni în țară și cam atât, în rest nu va fi mare tantam. Probabil asta și pentru că face parte dintr-un sport care nu prea e mediatizat, adică în nicio țară nu e notul așa. Un sport cu superstaruri. Nu, greșit. Greșit. Francezii, da? Vrei să spun câte pagini a avut L'Équipe
Deci în fiecare zi alocă, acum cel puțin astăzi, dacă nu mă înșel, a avut vreo 4 pagini L'Équipe. Într-un ziar de vreo 20 de pagini, 25-26, vreo 4 au fost dedicate mondialelor de natație. În condițiile în care prima lor campioană mondială a fost Roxana Mărăcineanu prin 2000, care, mă rog, ea e de origine română. Deci cam francezii, nu mai spun, pentru australieni, maghiarii, care sunt oricum, au un cult pentru sporturile în apă, australienii nu mai spun, americanii la fel. Bine, la americani e un sistem complet, dar... aoleo! Credeam că e corner. Deci, nu, dar fac și spectacol băieții ăștia până la urmă. Nu, deci asta voiam să spun. Ok, poate nu e cel mai popular sport, dar pentru... uite, ți-am zis, ți-am dat ca reper L'Équipe, care, dacă nu mă înșel, a avut chiar pe copertă, a avut chiar pe prima pagină ceva despre mondialele de natație în aceste zile. Deci cam așa stau lucrurile, numai la noi. Ok, astăzi a apărut și el pe prima pagină, David Popovici, dar ți-am spus, anonimat total aproape. Uite, nou corner pentru francez, dar e al șaselea, încă e ok. Periculos? Da, da. Și ce este trist? Că meciul ăsta se vede și în Franța și vedem și noi, adică văd și francezii cât de penibili sunt. Meciul e transmis în direct chiar de L'Équipe TV. Asta am uitat să spun. Duminică, uite, hai că spun, duminică a câștigat un francez medalia de aur și la mondialele de natație. A fost și el pe prima pagină în L'Équipe. Și a avut, au fost atunci vreo 3 pagini, dar astăzi, dacă nu mă înșel, au fost chiar 4 pagini pe natație. Da, uite, nu știam aceste detalii. Hai să vedem faza asta. Nu mai, s-a stins deja. Hai să vedem, trebuie să-l ia la mână, cum s-ar zice. Frumos execuția lui Rădăslăvescu. Ia să vedem ce mai zic prietenii noștri, pentru că s-au strâns foarte, foarte multe comentarii. Nulități, numai Faru, ne-am săturat, au distrus fotbalul românesc pentru interesele lor, zice Corleone. Atana strică Balac, este un atacant masiv, spune Irina Dumitru. Atana strică, am văzut că a semnat cu Steaua. Nu mai vrem vorbe, nu mai vrem să așteptăm FRF și LPF să înceapă de acum construirea, să înceapă din Liga 5-a să le pună condiții și să ajute. Am jucat în divizia 9-a în UK și au condiții senzaționale, terenuri de fotbal mai bune decât în Liga a 3-a în România, zice Evelin Cristian. Păi, Evelin Cristian, dacă n-au făcut nimic LPF și FRF în cei 8-9 ani de când sunt la conducerea fotbalului românesc, ce te face să crezi că s-ar schimba ceva acum? Nu e ca și cum am fi avut rezultate până acum și acum nu mai avem rezultate și gata, vor lua măsuri cei de la FRF și LPF. Nu, nu s-a schimbat nimic și nu se va schimba nimic. Noi suntem despărțiți ca popor și nu ne mai merge nimic, suntem ultimii la tot în Europa, cât să mai așteptăm? Dacă vom fi uniți și stăm împreună, sigur vom câștiga, zice și Marian Baja. Ce părere aveți de Ilie Poenaru și de Cheșeru la UTA, zice Cipri Cicio. Păi mie Ilie Poenaru mi-a lăsat o impresie bună, chiar a făcut treabă la Academica Clinceni, a calificat-o în play-off, a făcut treabă și la Gazmetan, cât timp a avut bani, a avut buget, n-a avut probleme financiare, chiar și când au început problemele financiare, tot... a avut rezultate bune, deci am încredere. Cheșerul la fel și a demonstrat valoarea și când a revenit în Liga 1 la FCSB, apoi na, l-a supărat pe Gigi Becali și după aia n-a mai fost băgat. Cred că va fi un jucător util și pentru UTA. Deci zic eu că sunt două mutări foarte bune făcute de arădeni. Salutare, salutare, am câștigat astăzi o cotă de 2 pe Siniakova, cel puțin un set cu Halep. Te salutăm, Alex Ioniță, și felicitările noastre, ne bucurăm pentru tine.
Excelent. Cotă 2, foarte, foarte bună. De altfel, Siniakov a și condus în setul al doilea cu 3-0. A fost aproape să câștige meciul, dar Simona Halep, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul carierei sale, a revenit incredibil. Nici măcar un șut pe poartă. De ce ne-am mai prezentat, zice Alexandru Filip. Bănuiesc că ești de acord cu el, Bogdan. Cu asta, cu da. De ce ne-am mai prezentat. Asta am spus-o și eu, că aproape sigur, bine, nu doar că facem doar act de prezență, dar uite, și aici, cum pierde, da. Cât de ușor pierzi mici. Nu, pe de altă parte suntem, ți-am spus, prin comportament, suntem așa, chiar ca un musafir așa nepoftit la o masă, sau mă rog, care ajunge la o masă mai simandicoasă și după ce mănâncă se șterge direct pe haine sau ceva de genul ăsta. Fix așa ne-am comportat noi, mai ales să-l tragi pe jucătorul ăla francez de short până mai că îi se rupea shortul. Pentru ce? La 2-0 în finalul primei reprize, penibil și nu știu. Aici e vina tuturor, și a antrenorilor și nu știu dacă a părinților neapărat, dar aici e vorba de felul în care se comportă pe teren jucătorul. Dar cum să tolereze așa ceva, cum să încurajezi, ar trebui schimbat ceva și în ideea asta. Bine că a dat în al lui, că... Da, da. Cred că era gol. Zice aici Cristian Luca, avem și noi un GOAT în sportul acesta la masculin. Era vorba de David Popovici. Așa este, chiar arată senzațional viitorul pentru acest sportiv. Joacă Franța, România doar asistă, zice Alexandru Cimpuier. Ok. Și aici se aruncă fix ca în piscină pentru penaltiuri. Exact ce ziceai și tu mai devreme, Bogdan. Da. La sporturile individuale e altceva. E același scenariu ca la Simona Halep, zice Alexandru Filip. Dar nu știu fix la ce se referă. Nu prea îmi dau seama, adică de ce e altceva. Nu e ca și cum noi avem un jucător wow în vreo național a României și n-are cum să se remarce că nu-l ajută echipa, nu știu. Nu știu la ce te referi exact. Dacă mai ești alături de noi, Alexandru Filip, te așteptăm să ne zici, să lămurim dilema. Francezii joacă, Popa apără. 73% posesia pentru francezi. Wow, e uriașă. Zice foarte multe despre diferența de valoare între cele două echipe. De asta era și cota de 1.25 pentru victoria Franței. Bine, și 1.25 mi se pare mare la cum a arătat meciul în această seară. Acum da, e adevărat. E adevărat. Aveai ce să... Da, rare și lie. Na. Probabil acesta este nivelul. La Liga 1, la fel ca Tavi Popescu, e bun, dar când e să ajungă mai sus, apar problemele, când dă peste adversari ceva mai capabili. Prinde Popa un super transfer în Liga 2 francez. Da, Popa, din păcate, așa cum se întâmplă și la prima reprezentativă, este remarcatul nostru în fiecare meci. Asta s-a întâmplat și cu Italia. Zic din păcate, pentru că na, asta spune multe despre jocul echipei, dar din fericire pentru el, măcar portari să avem, dacă jucătorii de fundași, mijlocași și atacanți nu mai avem. Stați că vine nepotul lui Dragomir și ăla vrea la națională, deci Alexandru Cimpoier.
În Liga a doua franceză nu joacă cei... Iar e corner? Incredibil. Da, pentru francezi, evident. 6-0. Pua. Hai că mai câte mai avem? Două? Nu, două dacă mai sunt. Suntem, nu, pierdut. Suntem ok, dar trei... Bine, asta că l-au pus pe ăsta, nu știu. 6-0 e sau 7-0? Acum, nu știu. Sper să fie 6-0. Hai că fac schimbări, poate se mai liniște și ei puțin. George Zekic întreba cât e scorul, 2-0 pentru Franța. Nu prea avem ce să comentăm, George, pentru că Franța, doar ea există pe teren. Dacă jucau francezii serios tot meciul, era lejer, 8-0. Da, cam așa e. Am prins pe Badoza cu Buraj, nu știu exact la ce se referă. Un jucător bănuiesc de tenis, nu-mi dau seama. Andrei, eu știu ce mă gândeam la, referitor la mesajul de mai devreme al unui prieten de-al nostru. Băieții ăștia care au intrat pe teren nici n-au de ce să fie obosiți pentru partida cu Slovacia. Acum, sincer vorbind. Că... Da. Păi, uite... Asta motiv. Zice și David. Pe ce post joacă România? Că eu pe TVR văd doar antrenamentul Franței. am pariat pe 6 din 6 și am pierdut. Uite, aici nu știu la ce se referă Alexandru Cimbuier. Vai cum pasează prin apărarea noastră, parcă suntem jaloane. Seară bună ne urează Cătălin Roșu, la fel îți urăm și noi, Cătălin. Nu-l aduci pe Mărginean de la Messina, asta e lipsă de respect la U21. Uitați că nu sunt decât 8 echipe aici, cele mai bune 8 din Europa. Da, asta am zis și eu mai devreme, George Zekic. Până la urmă, hai să vedem partea plină a paharului, mai avem meciul cu Slovacia, unde dacă ne impunem, luăm și noi locul al treilea și chiar putem spera la o eventuală calificare la mondial, pentru că în cealaltă grupă de la acest campionat european nu sunt niște nume așa care să ne sperie. Adică ok, e Anglia, care probabil va merge în faza următoare, mai sunt Serbia, Israel și Austria, probabil și Austria va merge și ea, și cu Serbia și Israel mă gândesc eu că poți emite pretenții dacă dai un baraj de calificare la mondial. Nu știu acum, v-am zis, nu cunosc echipele acestea la U19, dar totuși nu vorbim de niște naționale cu tradiție așa în fotbal. Da, rare și Lie, din păcate, care este vedetă în Liga 1. Și am văzut că era cerut la Naționala Mare. Deci uite-te că noi nu putem să păstrăm mingea. Ei fac tiki-taka pe 5 metri în careul nostru. E incredibil. Noroc că s-a dus mingea în afară. Nu, noroc, că e rău. Gata, 8 cornere. Da. Fuh, păcat. Păcat. Asta e acum, să nu dramatizăm, Andrei. Până la urmă e un pariu, nu e altceva. Da. E iar corner, cred. Da. Așa e. Avem pariu că România are sub 2,5 cornere. Acolo câștigăm. Da, până la urmă nu e chiar dramatic, pentru că suntem pe minus cu 25 de lei, adică
Da, uite, să-i spunem lui Alexandru că nu este vorba de Florin Bratu, cel care antrenează echipa sub 19 ani, ci Adrian Văsâi. El este antrenorul acestei echipe pe care o urmăriți. Florin Bratu este la echipa sub 21 de ani. Acum, Andrei, chiar sunt curios cum va fi meciul cu Slovacia, că ei fac și spectacol deja. Deja mă gândesc cum va fi meciul cu Slovacia, pentru că, știi, vorba aceea, se întâlnesc morții cu răniții. Uite, mă gândeam acum, dar... Da, mă gândeam acum la pariurile noastre. Ți-am zis, avem două câștigate, două pierdute, minus 25 de lei. Nu, e dramatic, mai ales pentru un asemenea meci și pentru o asemenea partidă, o asemenea atmosferă de vacanță, nu cred că e rău. Aie, se mai întâmplă. Ia să vedem ce e. Jucătorii Franței sunt chiar sub 19 ani, că nu par parte 25 de ani. Da, e o diferență uriașă de statură între cele două echipe. La faptul că au reușit în spor fără implicarea statului, zicea Alexandru Filip, legat de ce am citit noi mai devreme, Bogdan, de nu înțelegeam că e fix aceeași situație ca la Simona Halep, la Popovici, că au reușit în sport, auzi, la asta se referă, fără ajutorul statului. Da, asta așa e. Că statul nu susține în mod special niciun sport. Asta e clar. Acum nu mai susține nimic, practic, da? Doar... Să, atunci când e de profitat de imaginea campionilor, atât. Acum, da, bine, bă, și legat de ce, de confuzia lui Alexandru Filip, de care ce ai tu cu Bratu și cu Văsâi, în general nu e ok să vorbești de colegii din presă, dar ai, mie mi se pare așa, o lipsă de respect pentru meseria pe care... O ai. Adică am auzit, Bogdan, zilele trecute un promo la TVR, deci televiziunea română, un promo în care se vorbea despre meciul cu Slovacia și cum că jucătorii lui Bratu vin după două înfrângeri consecutive în meciuri oficiale, de fapt erau două înfrângeri în meciuri amicale, în primul rând. În al doilea rând, nu este vorba despre băieții lui Bratu, așa cum era promovată informația în acel promo, și stau și mă gândesc că totuși ți-ar lua 10 secunde să dai un search pe Google și să vezi că e vorba de U19 și că e o națională pregătită de un alt antrenor și tu de fapt vorbești și faci promo despre o cu totul și cu totul altă echipă. Mie mi se pare așa o lipsă de respect și dezinteres. Da, adică, să vorbești, să promovezi naționala lui Bratu când tu ai în exclusivitate un campionat european U19, nici măcar asta nu poți să o faci așa cum trebuie, adică aveai de scris un promo de câteva cuvinte. Mi se pare așa deplasat. Dar probabil de asta nici nu mai sunt audiențele care erau în trecut la TVR. Păi ce să mai fie? Acum nu mai spunem nimic, Andrei. Ne limităm. Țară de impostori, pseudo-generație, zice Dan Plai. Ce ați pariat sub 7 cornere? Întreba Cristian Luca. Nu am pariat sub 7 cornere, am pariat sub 9 cornere. Din păcate sunt fix 9 cornere. Noi n-am avut niciun corner, dar francezii au fost dezlănțuiți în acest match. Popa a scos multe șuturi pe poartă și de asta s-au și dus multe în corner.
Noi n-am fost în stare să emitem absolut nicio pretenție. Am arătat îngrozitor, dezastros în acest match și acum chiar sunt curios să văd ce se va întâmpla între Franța și Italia în acel match. Pentru că cu Italia chiar am arătat ok, adică nu pot spune că a fost o diferență atât de mare. Uite și tu cum combină, zici că sunt antrenamente, Bogdan. Cum Andrei, să vedem și jumătatea plină a paharului, chiar dacă acum la mine e aproape gol. Să ne mulțumim că este doar 2-0, pentru că Slovacii au pățit-o și mai rău. Da, dar așa cum au zis și prietenii noștri mai devreme, s-a văzut că Franța a luat puțin piciorul de pe accelerație. Da, dacă ar fi luat-o și în privința cornerelor, era perfect. Da, acum mai avem și pariu pe goluri, că se mai dau goluri, dar uite că nu s-a mai dat nimic până acum. Eu când am zis că avem două pariuri câștigate, două pierdute, mă referam și la acela pe goluri. A, ok, deci l-ai luat din start drept. A, ba nu, avem trei pierdute, da, cu tocola și minus 25 de lei cu tot cu acel pariu. Acum vedem ce se întâmplă până la final sau... Uite, zicea Cristian Luca, din păcate urmele trecutului afectează în continuare mentalitatea noilor generații. Unde s-a dus fotbalul nostru românesc, dar e bine măcar că am reușit să ne calificăm la Euro, zice Daniel Harasemiuc. Marius Chiruț poate se refereau că vor ajunge la U21 sub comanda lui Bratu, cei din promo de la TVR. Alexandru Filip zice, legat de mesajul lui cu Bratu, m-am scos, sunt alții mai ignoranți ca mine. Mario Alexander ne întreabă, am tras pe poartă? Nu cred că am tras, nu? Parcă n-am văzut niciun șut pe poartă. Nu a fost niciun șut, unul peste poartă, atât, da, nimic mai mult. Da, uite, șuturi pe poartă, 7-0, ocazii de gol 25-2. 25-2, incredibil. Totuși e Franța, fraților, parcă se exagerează mult cu înfrângerea asta, având în vedere că acum 6-7 ani visam să jucăm la astfel de turnee finale. Da, Cristian Luca, nu înfrângerea e problema, ci prestația, adică a fost o prestație rușinoasă, sub orice critică, și noi tocmai ce vorbeam la începutul live-ului, că la această vârstă nu prea se văd diferențele de valoare atât de mult precum se văd la seniori. E incredibil cât de mare e Ture, Bogdan. Da, păi e o nouă generație. Să știi că unii dintre acești jucători sunt convins că o să-i vedem peste vreo câțiva ani la Naționala Mare. A, asta cu siguranță. Și acest aspect. Puh. E incredibil. Parcă, Andrei, nu știu... Rar mi-a fost dat să văd o diferență atât de mare de valoare, cum e mult spus sau puțin spus, că ok, valoare, se vede că e diferență de valoare, dar diferență de joc, nu știu cum să spun, nu de joc, de poziționare în joc, de reguli simple ale jocului în favoarea Franței, adică noi aproape că nu avem ABC, uite că dăm gol. Na, Bogdan, na. Na. Hai că ne-am scos. Avem gol, avem pariu câștigat, da. Asta e bine. Hai că revenim acum. Hai să și poate se mai dă și un gol și atunci câștigăm. Poate facem 2-2, Andrei, cine știe. Cum ar fi? După ce am ridicat pe băieții ăștia, cum ar fi? Dar ar fi cel mai mincinos scor posibil.
Da, uite, 2-1, onorabil, ce să mai, am pierdut la limită și cu Franța și cu Italia. Dar stai că poate face mai mult, hai să vedem acum. Bun, pe avem atunci, s-au răsturnat calculele, Bogdan, să știi. Avem, hai să calculăm, ia să vedem cât avem. Ia în calcul că se mai dă și un gol, așa că... Yeah. Avem pe plus 55 de lei. Altceva. Să terminăm noi pe plus și, și la meciul ăsta atât de imprevizibil. Hai că suntem chiar bine, Bogdan. Mai sunt 7 minute. Tot ce e posibil, Andrei. Uite, întreba aici Daniel Harasemiuc cât s-a terminat Franța cu Slovacia. 5-0 pentru Franța. Ture ăla are fizic de basketbalist, zicea Mario Alexander. Da, este jucătorul la Le Havre în Ligue 2. Are 2-0-4, înălțime 2-0-4 are fundașul central, capitanul Franței. Numărul 3 de la noi cred că va lua cartonaj roșu, pare cam nervos, neputincios, ne zice Marius Chiruț. Golul de onoare, pe ce post e meciul pe TVR, este meciul gaming pe felie. Noul transfer al CFR-ului, Hefte, reușește astăzi să marcheze în amicalul cu Nepredac. Să sperăm că vor avea rezultate bune în Europa, la fel ca în anii trecuți, zice Cristi Mihai. Măcar grupele Conference League să le prindă Cristi Mihai, pentru că la ce nivel e în Liga 1 n-am așteptări prea mari. Nu știu acum cum sunt jucătorii aceștia pe care i-a tot transferat CFR-ul. În afară de Hefte, nu prea dețin multe detalii, au făcut deja vreo 6 transferuri ardelenii, inclusiv capitanul lui Renders, echipa pe care CFR a întâlnit-o în grupele Conference League în sezonul trecut. Deci să-l aduci pe capitanul unei echipe din Danemarca, o echipă care evoluează în cupele europene, poate înseamnă ceva, nu știu acum cum se vor impune acești jucători, vom vedea noi. Hai să vedem aici. Oh, e gol! Offside, offside, din păcate. În sfârșit am făcut și noi o fază de fotbal. Dar acum, sincer, vorbind, ok, mai jucăm, mai mișcăm și așa, dar ce am spus până acum nu pot să retrag, pentru că, oricum, e o prestație. Bogdan, okay, să fim serioși, Franța s-a văzut clar că este relaxată. Adică și dacă scoatem un rezultat de egalitate, la noi este rodul unei conjuncturi, al unei ciupeli și așa mai departe. Pe când noi ce trebuie, noi, uite, vezi, un rezultat de egalitate acum cu Franța, i-ar face pe unii să, pe mulți, mai ales cei din federație, domne, ați văzut ce revenire, ce mentalitate, ce... Nu, asta e o minciună. Tot timpul asta da. Fac cei din fotbal românesc. Când se întâmplă o chestie de genul ăsta, ciupești un egal, o victorie, ceva de genul ăsta, ca o întâmplare, ca o conjunctură favorabilă și nimic mai mult, imediat ne umflăm pieptul că, doamne, ce performanță, de fapt că nu, fotbalul românesc are potențial și așa mai departe. Ei, asta este marea problemă. Da, da, uite, îmi pare rău că n-am văzut nicio reluare cu golul nostru. Da, 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 golul anulat sau cu golul?
Da, și eu la fel. Uite, poate acum nu. Dar chiar eram curios să văd dacă a fost offside, că a apărut totuși o fază la limită. Da, și superbă, chiar superbă faza. Am pus la Caterin Cambelic pe marchează cotă 3, păcat că am pus doar 5 lire, ne zice Alexandru Filip. Eh, lasă, bune și alea 15 lire încasate. Pune 10 lei pe X, ne zicea ceva mai devreme Mario Alexander. Salut Cosmin Bogdan. Acum nu știu la ce se referă Andrew Rec cu Cosmin Bogdan. Au grupele Europa Conference League asigurate, zice Daniel Harasemiuc. Păi nu știu dacă le-au asigurate. Trebuie să treacă și de și de turul 1 și de turul 2, din câte mi-amintesc eu. Abia apoi ar avea grupele Conference League asigurate, da. Deci hai totuși să nu ne grăbim, că să nu uităm că în 2018 Dudelange a scos-o pe CFR din play-off-ul Europa League. Deci, Daniel, nu știu, sunt rezervat. Cristian Luca zice, incredibil, ziceați de atitudinea noastră și arbitrul îl certa pe al nostru că a avut tupeul să dea assist. Da, uite, n-am văzut faza. Ne mințim dacă ne bucurăm că facem egal. Da, asta zicea și Bogdan mai devreme, Mario Alexander. Miculescu de la UTA e peste Mitriță. Acum să-l vedem și la Națională, că în Liga 1 am văzut că toți sunt senzaționali, printre care și Tavi Popescu și Tănase și mai multe exemple. Și când vin la echipa națională, e greu când ai peste alți jucători ceva mai talentați și mai experimentați față de cei din Liga 1. Se zicea că avem un campionat slab când băteam Manchester United 6, Roma, Lazio și făceam egal cu Sevilla. Să fim serioși, contează cât de pregătiți sunt jucătorii și cât își doresc ei. Da, evident, contează și aceste detalii. În momentul în care e o diferență mult prea mare de valoare, poți compensa tu fiind mai slab valoric cu o determinare, cu o ambiție în plus, cu mai mulți kilometri alergați. Da. Pot fi 7. Așa e. Da. Andrew Rec, cât e scorul, băieți? E 2-1 pentru Franța. Va fi interesantă Liga 1 anul acesta cu vari jucători, echipe mari, dar fără Dinamo. Da, aia e, Dinamo lasă, că poate e mai bine pentru ea să o ia de la capăt, să aibă un proiect sănătos. Mario Alexander zicea cu Petrescu, n-au cum să nu treacă. Vedem, nu știu, Petrescu n-a făcut mare treabă pe nicăieri în afară de Liga 1. Ați văzut noi jucători de la FCSB, cum vi se pare, întreabă Alexioniță? Da, Buena și Daua. Acum, nu știu, sunt jucători ok, dar cel puțin Buena la CFR Cluj nici măcar nu prea prindea echipa. Ar trebui să-i dea de gândit asta FCSB-ului. Hai să vedem aici, Andrei, momentul adevărului, ia uite. Hai să vedem, hai. Pooooleo! Fain! Fuuuleo! Tu vei semn ce revelion ar fi fost în fotbalul nostru dacă dădeam gol la faza asta. Frumos aici a centrat. Da? Corner, na. Hai că, uite, lovit. E că e primul corner al nostru. Da, e primul corner. Minutul 91. Hai să vedem, hai mă, că nici acum, hai. Car să mai fie un gol, asta e important, nu mai contează în ce poartă, nu? Oricum e înfrângere în momentul de față, așa că 2-1, 3-1 tot aia. Exact, asta e, să vedem. Auzi, a doua priză foarte bună a noastră. Așa ce, Dumnezeule. Că nu am primul șut pe poartă, da, că da, acolo, da, în 81.
cum Dumnezeu să... Ce am avut primul corner în minutul 91, Dumnezeule, cum să spui așa ceva? Victorinho, Bogdan Socol, unul dintre cei mai tari comentatori. Respect. Să știi, Andrei, că a început să-mi placă mai mult să comentez așa cu tine meciurile decât comentam odinioară. Deci, pe bune, am ajuns să savurez fiecare întâlnire. Pe asta e bine, asta e bine și asta doar datorită prietenilor noștri, Bogdan, pentru că, uite, și într-o seară ca asta, așa de vacanță, am avut constant câte 80-90 de persoane alături de noi. Sunteți senzațional, prieteni, vă mulțumim și... cu siguranță vom mai continua și în sezonul următor. Facem asta deja de un an și jumătate și 58 de like-uri. A fost o seară bună, Bogdan, pentru noi cel puțin, dacă pentru tricolorii noștri nu, pentru noi a fost bună. Și pe plus cu banii la pariuri, toate au mers bine. Păi, asta e bine. Dacă știi cum e, totul e bine când se termină cu bine. Hai să vedem acum ce mai se întâmplă în ultimele două minute de prelungiri. Poate mai prindem un gol așa ca să fie seara așa. Oho, să fie ar fi extraordinar să mai încasăm încă, ia să vedem cât. Încă 30 de lei. Dacă nu, e bine și așa cu 55 de lei pe plus. Uite, Sebi ne lasă un comentariu, zici că a fost lăsat de Dan Petrescu, Bogdan, comentariul ăsta. Pionic Erevan e o echipă solidă, joc eu în campionatul Armeniei la pariuri și urmăresc meciurile. Pionic are un stil de joc asemănător cu al CFR-ului, va fi o dublă foarte grea. Să vedem, dar mă, normal trebuie să treacă CFR de această echipă. Normal că nu prinde echipa Buena când în locul lui era Grauvat, să fim serioși. Grauvat e tank, zice Cristi Mihai. Vreau să-i răspund lui Cristian Luca, uite, că sunt prea pretențios, spune când chinui favorita la câștigarea trofeului, n-ai cum să-ți de râs. Nu i-am chinuit. În caz, nu, îi vezi pe francezi chinuiți de efort sau de ceva de genul ăsta, nu, eu... Pe ei nu-i afectează și dacă fac egal remiza, să știi că nu-i va afecta pentru că ei mental și fizic și ce mai vrei tu, ei sunt setați și pregătiți să meargă mai departe, n-au nicio problemă. Pentru noi un egal cu Franța ar fi ceva fabulos și apoi mai mult ca sigur vom pierde cu Slovacia dacă mergem pe ideea asta. Deci ei nu sunt chinuiți în niciun caz, francezii. Nu i-am văzut... Oricum putem spune că au fost chinuiți, bănuiesc eu că Cristian Luca nu s-a uitat la tot meciul, adică Franța a ratat din toate pozițiile și Popa a fost într-o zi incredibilă. Noi am fost la pământ până minutul 82 sau când a venit golul. Am fost ca pământul față de soare în minutul ăsta, ce Dumnezeu! Până minutul 82 nu trăsesem pe poartă, nu avusesem niciun corner, era posesia de 73% la 27% în favoarea Franței, 27 de ocazii la 2 față de câte a avut România, adică a fost o diferență uriașă, nu putem spune că îi chinuim. Francezii, na, mai ales la vârsta asta, la 18-19 ani, mulți dintre ei au 17 ani, joci relaxa, nu mai dai chiar atât de important. Și la 2-1 am văzut, ei n-au nicio clipă, n-au avut teama că ar putea să, nu știu, să piardă jocul din mână sau ceva de genul ăsta. Au arătat o siguranță de sine pe care, nu știu, nu prea le vezi la și la nivel de senior până la urmă. Da. Păi, s-a terminat meciul, prieteni, din păcate am pierdut în această seară, dar nouă ne-au ieșit pariurile. Daniel Harasemiuc întreabă cu cine putem pica la barajul pentru campionatul mondial, bănuiesc că se referă la această categorie de vârstă. Ei bine, da, mai întâi vorba lui Bogdan, să ajungem acolo, trebuie să câștigăm locul al treilea în fața Slovaciei și... Abia apoi să ne gândim la acel baraj unde
ar trebui să vină ori Serbia, ori Israel, ori Austria. Anglia cu siguranță nu va veni, pentru că deja a trecut de prima etapă cu bine, a câștigat în fața Austriei. Nu știu, mă gândesc eu că va veni o Serbie, poate un Israel, vom vedea. Cam atât pentru moment, prieteni. Noi ne revedem săptămâna viitoare sau poate peste două săptămâni, nu știu exact, depinde cât de ofertante sunt zilele care urmează. România să joace un meci la turneul final, că joacă vineri și apoi poate mai apucă poate să joace. Poate mai apucă, da, un meci de baraj. Da. Da, n-ar fi rău, vom vedea ce se va întâmpla. Bogdan, mulțumim pentru prezență. Și eu mulțumesc, Andrei, și mulțumesc prietenilor noștri. Ne revedem curând, oricum țineți aproape. Vara, deși e la început, e plină de surprize și pe timpul emisiunilor noastre. Așa este, prieteni, vă mulțumim încă o dată, ați fost absolut minunați, vă dorim multă, multă baftă, nu uitați că în descriere aveți link-uri care vă duc și către canalele noastre de YouTube, vă așteptăm să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări. Andrei Dumitru, Bogdan Socol.